Să vezi ce mă ceartă Mihai că târzi la filmare, da. Asta e. Am adus o mașină specială. Vă prezentăm tot ce trebuie la ea atunci când ajungem la ea, dar vedeți kilometri 100% reali, un singur șofer în România. E, mai rar așa ceva. Mai rar așa ceva pe astfel de mașină. Ia să vedem unde e Mihăiță Pleșan. Bună ziua, ați chemat un Uber? Opa, totul ești. Uite-mă cum stă el aici. Ai rugină la praguri. Dar nu am eu, că nu-i mașina mea. Hai că are o poveste interesantă. Hai, iau înainte. Vrum, vrum. Bă, am uitat bățul, filmăm cu mâna de data asta. Vezi în care mână ții telefonul, să fie mâna ta norocoasă. Mâna mea norocoasă. Ia uite ce ți-am adus aici, fii atent. Aici, povestea asta are o, mașina asta are o poveste. E un 2005. Hai să-i dăm ocolo, în timp ce spui. Hai să-i dăm ocolo. E un 2005, da? Cumpărată de nouă din România. Da? 308.000 de kilometri reali, un singur șofer. Mașină de Vodafone. A fost mașina de firmă de Vodafone și cel care a avut-o a cumpărat-o. Da. 308.000 de kilometri, da? Povestea e următoarea. Mașinuța Golf 5, vor ajunge și la motor imediat după aceea, am spus, nouă, luată de nouă din România, deci în afară de motor, mi s-a spus că s-a schimbat tot. Și o să trecem de în... De câte ori? Da, bună întrebare. În afară de motor s-a schimbat absolut tot. Și mai am și povești despre... A, așa, și... Mai am ceva, dar s-a schimbat absolut tot și cam atât. Da. Ah, și ce mai? Un pic, cam are o medie de peste 20.000 de km pe an. În România. Și. Da, și mi-a spus proprietarul în felul următor. Mașina asta repare chestia asta. Nu știu dacă mai vrea să o repare. Contează că merge. Ideea este că mi-a spus în felul următor. Dacă dai mai tare aici, ce se întâmplă? Sparge aia, dar lasă-o. Mi-a zis așa: toate troncăne, nimic nu merge. Așa că doamnelor și domnilor, roți pe 15, observi. Roți pe 15 de tablă, da. Asta e o echipare trendline, după cum vezi. Da, cam troacă. E cam troacă, dar așa erau mașinile de firmă. Știi că la Vodafone mergeau cu Golf 5-uri și chestii. Da, uite. Bă, nu, pe mașina asta s-a tras, a mers. Opritoarele adică... de la uși funcționează, ia. Vino încoace. Soliditate, da. Soliditate. Gândește-te că mașina asta a avut majoritatea timpului un șofer. Adică dacă ne uităm pe banchetă, uzura pe banchetă nu e mare, că n-are de ce să fie uzură mare, știi? Oricum, România își spune efectul asupra. I-am văzut că e tot felul de îndoituri, tot felul de tamponări. Pragul ăla e îndoit. Da. Exact cu ce ai spus, partea de motor, probabil că încă merge bine. Motor, transmisie, ce? Acum spune-i povestea, ce s-a schimbat la aia? Ce? Bă, tot. Deci, turbină, injectoare, distribuție. Da, dar stai că nu spuseră motorul. Distribuție e consumabilă. Distribuția e consumabilă, da. 1.9 TDI, 90 de cai. Da, deci nu e aia de 105 cai, e 90 de cai. Bă, și știi că era pe Golf 5 2.0 SDI aspirat? De puțin cai. 75 de cai, știi? Uh-huh. E, și lumea se plânge acum că Loganul are, vezi, domne, 100 de cai și că nu urcă dealul. Aoleu, mamaie, are 100 de cai, nu urcă dealul. Aoleu, ce ne facem? A, da, tu știi că e o mare diferență între 1.0 turbo și 2.0 fără turbo diesel. Păi da, da, gândește-te că pe ăsta putea să iei 1.4 aspirat 75 de cai. Și a mers cu unul din ăla. N-am curat să-i scot capacul că... Nu, no, nu, no, nu. No. Cine știe ce crocodil este de aceea. Fii atent. Ba, da, cum e? Na. Ce naiba să... Știm? Exact ce ni s-a mai spus și ce știm și noi. Nu cumperi omul cumperi mașina, dar omul contează cum a ținut mașina. Uite-mi cere pe aici. Păi da, cum a ținut mașina, dar gândește-te, tu nu ai idee, teancul de facturi pe care l-are proprietarul cu mașina asta, înțelegi? Câți bani a băgat, deci da, numai 30 de milioane, intrare în serviciu 30 de milioane, intrare în serviciu 30 de milioane. Pe ce schimbat de bani ăștia? Și pe la câți kilometri s-a făcut? Ai idee, așa ți-a spus? Deci s-au respectat procedurile, doar că na, mașina a avut probleme cu frânele, da? Acum văd care frâne. La un moment, după ce a schimbat turbina și după așa, nu mai trăgea. Eu am mers cu mașina asta când nu trăgea, ajungeai la 70 și ziceai că e pe pilot automat și nu mai voia mai mult de 70. Era un furtun de la turbină.
și pe care l-a reparat la un mecanic de-al meu. Dar s-au dus în serviciu, au dat 30 de milioane, au spus că nu trage, i-au schimbat frânele. Da, nu trage, i-au schimbat frânele. Frânele. Și mașina, și nu știu ce dracu i-a mai făcut, și tot nu trăgea. Până la urmă era un furtun de la... Intercooler, turbo nu intra, a mers cu ea așa mult și bine. Da, era un furtun de la intercooler, fix aia era. Și aia... Dar... Oricum, în ciuda tratamentului de România și exploatării de service și mentenanței făcute de... Bă, dar pe bani mulți, că asta e povestea mașinii. În mașina asta mai cumpărau încă un Golf 5, la mâna a doua, dar îl cumpărau. Când o ai nouă, zici, bă, mă duc și eu în serviciu de marcă, în reprezentanță. Automat. Și acum e ca și atunci, pe bani mulți. Da, dar nu s-a făcut în serviciu, nu s-a făcut la Volkswagen. A, nu? Nu. A, la serviciul așa? După ce a ieșit mașina din garanție, s-a făcut la serviciu, la un serviciu de prestigiu din Craiova. Nu vreau să dau nume, dar bine, mi-am mai făcut și eu câteva chestii pe acolo. La BMW și la alte mașini și a fost relativ ok. Totuși, eu ceva îmi spune că ea de funcționat funcționează. Ea de funcționat funcționează, da. Adică nu-i bate volanta. La asta de 1.9 cu 5 viteze mi se pare că e cu masă simplă. Da. Dar și e nasol cu caroseria. Oricum, să știi, ambreiajul a fost schimbat. Și una de Germania, tot la stadiul ăsta e la caroserie. Praguri, dar se pot face. Se pot face dacă da. Vrei. Întrebarea e dacă... Uite, dacă mașina asta e luată din Germania și ajunge în România, cu câți kilometri crezi tu că ar ajunge? Bă, ce să zic, nu. Uite-te la uzură, că uzură n-are da, mare. Într-adevăr, curățată un pic, poți. E genul de mașină care merge dusă la 200.000. Eu am văzut mașini care au uzură mai mult. Mai mare la kilometri mai puțin. Kilometri între ghilimele. Gabaritul celui care îl conduce și ce fel de haine poartă. Bă, gabaritul poți să ți-l spun, seamănă cu al tău. A ținut, bun scaunul. Bun. Exact. Eu de asta când văd mașini cu 190.000 de kilometri aduse, știi, că uzură mai mare, domne că era șoferul, nu era bă șoferul, kilometri, mă. Da, bă, vezi, totuși, uzura de România e net superioară oricărei alte țări. Le distrugem, nu le reparăm cum trebuie. Dăm înainte, cârpește-o, fă-o așa, fă-o așa. Bun, acum tot ce vedeți iluminare pe dreapta nu merge. Adică mașina asta are far doar pe stânga. Știi? Far, poziție, semnalizările într-adevăr merg, dar s-a ars totul. Și nu se știe, deocamdată nu se știe dacă e de la bec sau de la instalația electrică, s-au ars toate brusc așa odată, știi? Înseamnă că e mufa de la far ceva undeva pe cablaj. Posibil. Ai... Adunându-se, lăsându-o așa și ducându-o la stadiul ăsta și cu pragurile, și cu lumini, și cu ce mai are, deja i-ai făcut un verdict de 2000 de lei, lejer. Bă, mai mult? Valoare e 2000 de euro. Cam pe acolo, la kilometri ăștia. Da, da, vezi tu. Asta e mașină veche. Nu mai rentează. Deci mașina asta a avut bani băgați în ea și deși zice toate troncăle nimic nu merge, s-au băgat bani în ea și ea merge. Dar întrebarea este următoarea, că nimeni nu o să o cumpere așa. În ciuda faptului că s-au băgat mulți bani în ea. Mulți preferă să fie mințiți, să aibă kilometri mulți dați înapoi și să fie un pic mai înghițită mașina, știi? Dar ea să aibă oarecare probleme la care vi-ai plătit tu. Dar niciodată nimeni, un român, nu va cumpăra o mașină cu kilometri mulți în care s-au băgat bani. Nu știu de ce, au ei boala asta, să nu vor ei. Știi cum e? Românul vrea să aibă el sentimentul ăla, știi? Domnule, mi-a luat mașină din Germania. Da, neamțul e neamț. Neamțul e neamț, mașina de neamț e de neamț. Ce să zic, și eu sunt tot pe principiu, nici eu n-aș cumpăra mașină. Decât pe bani foarte, foarte puțin. Păi nu, pe un preț corect, da. Ea face prețul pieței la una care e 2500 de euro, nu știu cât e un Golf 5. Eu aș lua-o cu 1000 de euro. Aș cârpi-o cu maxim 15-20 de milioane, cârpită, și aș vinde-o cu 2000 de euro, mai departe. Eu n-aș face asta, eu aș ține-o pentru mine. A, clar, în stadiul în care e... Mai bine mai o cârpești un pic, îi mai faci mai și o mai ții până nu mai merge complet. Exact. Decât să o vinzi pe bani puțin. Dar vezi, aici ne lovim de ce străinii țineți în mașinile atât de mult. Sau că și neamțul care are un Golf 5 din 2005, nu e un neamț înstărit. E tot vreun emigrant, tot vreun... Niciun neamț nu și-a luat Golf în 2005 să-l țină până în 2021. Da, eu... Îi merg pe adeptul de mașină mai nouă, la 4, 5 ani, 6 ani, alta nouă. De asta se vând... Astea ale noastre ca pâinea caldă, de că ne-am ce o cumpără din 4 salarii. După 3 ani o aruncă, nu-l interesează, dar a avut lucru nou. Pun pariu că oricum la e garanție, știi bine. Da, nu se joacă altă cu... Altă calitate și în servici, și în piese, și în tot ce vrei. Și mai am un exemplu, apropo de asta. Vezi tu, omul care are mașina asta, mai are și alte mașini. Adică are Captur, deci după asta,
și-a luat un captur, a mers cu el 200 ceva de mii kilometri în România, da? Și acum și-a luat Volkswagen T-Roc 1.6 diesel, pe care poate o să-l aduc și pe ăla să-l filmăm, 1.6 diesel. Deci, și face kilometri mulți, îți dai seama, 300 de mii cu asta, 200 de mii cu aia, cât am mai făcut? Și în România kilometri. Și în România, deci bate într-o săptămână toată România, Arad, Oradea, Cluj și mai departe. Oricum înseamnă că folosește mașina în mod de business. În mod de business, convine, da. Cumva, dar vezi, n-a întreținut-o la nivel de business. Hai să zicem că a întreținut-o atunci când era... Când era pe val, când era încă în... Când merita, uite aici, s-a întâmplat ceva. Aici, deci toate astea se fac, le face Robert, e specializat în Golf 5, Prague, le visează, dar costă. Da, și e o culoare simplă, iese, nu se pune problema să nu-ți iasă albul ăsta. Adică a avut bani de întreținut mașina, asta zic că nu a luat-o, știi, de nou și a ținut toată că n-a mai avut cum să întrețină. A luat și altele doar că nu le-a vândut. Ei, și mai știu un caz în România, un domn care în momentul de față poate să-și achiziționeze ce mașină nouă dorește, până la valoarea de 100.000 de euro, să zicem, da? Dar domnul merge cu Golf 5. Unul nouă, te dă 105, luat de nou din România, da? Are și Bora, și Golf, și Polo, toate luate de noi, în care s-au băgat bani mulți și la reprezentanță, doar la reprezentanță. Dar nu, adică nu are acel sentiment de, bă, de hai să arăt eu câți bani am eu și să-mi iau să mă lăfăi. Nu, tot în interes de serviciu o ține sau așa, își face treaba cu ea și știe că n-are nicio grijă dacă o lovește, dacă așa. Pe când noi românii vrem să luăm mașini de cât mai mulți bani ca să arătăm noi vecinului că suntem... Nu, noi vrem să ne luăm o mașină bună, adică dintr-o oricare marcă ar fi vorba, dar să ne luăm una peste medie, chiar dotată cu motorizările mai puternice, dar la preț de entry level, știi? Da. Nu concepem că mașina aia a costat mult mai mult de nouă, că la anumite modele, prin dotări și prin motorizarea de tot, prețul se dublează. Da. Și sperăm în această, să prindem pe Dumnezeu de picior și să facem un best deal. Te-am mai spus eu că dacă te uiți de la etajul 5 pe balcon și vezi Golful ăsta și unul impecabil cu 80.000 de kilometri, că poate există. Da, nu-l crezi pe ăla. Nu-l crezi. Și zici, arată la fel, l-ați va cere pe el 5.000, iar asta 2.000, nu-i va da nimeni pe aia 5.000. Nu, pentru că nu vrea românul. Deci, bă, de 5.000 pot să-mi iau BMW, știi, mi-au E90. Și a Golf următorul. Da, 6-le. Știi? Cred că e și cumva în firea... Uman, mai ales la noi, la latini, așa. Dar asta se vede în comentarii, pentru că hai să zicem că noi am testat ori împreună, ori separat, am filmat și am condus la mașini de Nissan Acrit, da? Ei bine, dacă testăm ceva care, Doamne ferește, nu e full, ăsta nu e nu știu ce, m-am filmat eu la Talisman, păi ăsta e Talisman, știi? Eu am inițiale Paris cu Ford Control, aia mașină. Inițiale București există? Inițiale București. Nu ce troacă asta de... Asta nu-i talisman. E, știi? Semi-talisman. Da. Sau Passatul CC, când am filmat noi, primul Passat CC. Românii sunt tot așa, își cumpără, mai ales second, caută full. Cu toate dote care nu le vor folosi niciodată în România. Da. Mie cel mai drag de ei că toți sunt nebuniți, n-are panoramic, e dotare de tot. Dar n-are trapă. Dar pe urmă când le spune Robert, costă 1000 de lei să ți-l recondiționezi, cum atât de mult? Da. Dar n-ai vrut panoramic, tu te și fă-ți-l unde vrei atunci. Exact. Știi? Sau suspensia adaptivă, sau mai știu eu ce. 1800 de lei amortizorul, plâng pe la piese auto atunci, știi? Da, și caută, sau cu perne de aer, caută perne din alea ieftine să le țină. Bă, să știi că sunt urele, sunt bune. Da, știu, dar eu știu pe cine, știu pe unul de și-a luat la un șeptar, avea un șeptar, un E65 și și-a luat pernele ele mai ieftine. Înțelegi? Bă, după două luni au picat, înțelegi? Dar, scuză-mă, avea șeptar, s-a plimbat cu el, știi? Da. E trist totuși că Golful rudinește, mai ales 5-ul. Da. Parcă a fost mai renumit ca 4. Da, 4 nu era așa mult. 4 n-a ruginit așa de mult, cred că încă există și 4 în circulație, dar 5 e renumit pentru zonele astea de jos. La praguri, da. Și vezi că el e pragul original, că e dat cu acel strat pe el, vezi unde e dunga aia. Da, e pragul original. Da, nu, mașina, uite, se vede că e găurit pragul original, adică nu e... Nu l-au schimbat, nici n-aveau de ce. Se vede, uite aici, rugină, ia uite. Se vede. Da, să știi... Decât s-o vândă pe bani puțin pe 1000 de euro, mai bine o faci în timp, faci luna asta, pragurile, luna cealaltă, mecanica și ce mai are, și mergi cu ea până mare.
Asta dacă într-adevăr vrei. Mașina va fi ținută până crapă. Înțelegi? Până crapă și până când reparația, când trebuie să, dacă trebuie să ia mai mult de 30 de milioane în serviciu. Mie mi-au zis, bă, doamne, că cel mult 5.000 și ceva pe Touaregul ăla, că la 5.000 și ceva mi-au facelift, mi-au de 3.000. Da, da. Dar bă, la Touaregul meu nu are niciun punct de rugină. Eu l-am filmat pe dedesubt, că sunt și cu 4.000. Perfect, tu te iar pe ăla de 4.000, ruginit. Fă-i rugina la el să vezi la ce bani ajungi. Și degeaba îi vei face intervenții pe caroserie, că viață lungă nu mai are. Eu m-am 2, 3 și vară apare, rugina e cum e cancerul. M-am dus eu să verific un Touareg, în anunț scria 2005, după aia scria 2003. 2003 și pe seria de șasiu era finalul 2002, era printre primele exemplare fabricate. Și scria așa GPL și pe GPL... 3.2 din ala. Da, 3.2 benzină GPL. Ei, ce era? Era o butilie de gaz aruncată în spate. Ma. Bă, deci aia era, că dacă vrei tu GPL, o montezi tu. Și am băgat testerul pe ea, avea erori pe orice, pe cutia de transfer, pe 3 din 6 cilindri, înțelegi, pe cutia de viteze, butoanele lipseau, dar omul voia și el 2000-2000 ceva de europea, știi? Și a zis că ce mai vrei la banii ăștia, știi? Avea rugină, avea... Noi românii auto stricăm piața auto, mulțumindu-ne cu chilipiruri, cumpărând cele mai ieftine, de dragul de a avea un lucru, fără ca să conștientizăm, sau poate conștientizăm că nu corespunde, nu poți să-l pui lângă unul în stare bună, dar exact ce spune, dă-i înainte, merge. Se știe că la noi inspecția tehnică o treci cu o treci, da. Decât să-i faci pragurile, îi dai lunele la 102 de lei și ai rezolvat. Și mai mergi un an cu ea. Tu, uite, avem pământ în... avem pământ aici, în farul de ceață. Din ăsta e 80 de lei, Luci. 80 de lei. Nu original. Dar nu face același lucru. Corect, da. Știi? Corect. Nu, mașina va suferi niște intervenții de reparație cât de curând, doar că așa am nimerit-o eu acum să o filmăm, știi? Aia e. Passatul ăla de l-ai adus, ăla era ok. Da. Mult mai puțin și mai vechi și mult mai puțin... Kilometri similari. Contează foarte mult locul unde a fost mașina exploatată și ce atenție a dat cel care a avut-o, cât a insistat pe ea, știi? Pe... Mașina asta, deci asta e fact-checked, a văzut toate județele din România. Toate. Un prieten de-al meu lucrează și acum pe distribuție. Da, hai și la interior. Și a avut Polo din 2007. Da. Uite, gaura de la cheie într-o parte. Uite așa de la câte ori ai insist. Da. Polo a făcut 600.000 de kilometri în România în regim de distribuție. Wow, 600.000. La 400 ceva de mii de kilometri s-a rupt asta cu camere. 1.4 între, dar da. La modul de seama, mașină de distribuție. Pornit, oprit, toate județele Olteniei și așa mai departe. Da, eu am luat... mașina direct de la proprietar, adică tot ce vedeți prin mașină e a proprietarului, nu e ceva... Asta mi-a plăcut cel mai mult, știi că filmând mașini așa cum o are omul, parcă îi dai viața, sufletul ei se mută pe YouTube. Da. Cosmetizând-o, curățând-o, așa, efectiv cei care ne urmăresc, văd, bă, asta e mașina unui om, așa e și a tăia, poate, da. Așa e și a lui, și eu am pinia ceva, bine, eu nu am prea multe chestii, că nu-mi place să transport. Cu mine inutilități. Na, uite, asta vreau să arăt, nu știu dacă se vede. No, volan de plastic. Volan de plastic, da, pentru că așa e. Uite, știu ce mâncat e. Uite. E nou, și un volan din ăsta e 100 de lei, 150 de lei, știi? Dezmembrări? Da. Da. Și e în stare bună. Da, în stare bună. Dar știi? Uite, ia așa la plasticul ăsta, nu, n-ai ce să-i reproșezi. Nu, da, calitatea parcă e. Nu se mai fac curățată, așa. Curățată, frumos, interiorul nu e rău. Asta e 200 de lei cu totul. Uh-huh. Așa. Dar vezi tu, totul este original, asta e... Păi... Pe mașina. Așa arată o mașină cu o uzură. Să bage niște bani în ea. Asta e o mare problemă, dar și ăsta se poate recolta. Da. Se poate lăsa așa la urmă. Da, uite-te. S-a topit. Sunt niște băieți de lefac și aici, dar eu n-am ajuns cu al meu la toare, că și al meu s-a lăsat. Da. Da, mă rog. Aici și la detailing, dacă... Nu, la detailing niciun detailer nu. Nu s-a spălat. Știi că plafon. Sunt unele soluții speciale de plafon, da, nu prea se spală. Și alea care nu sunt speciale și se spală plafonul, alea fac ca plafonul să se lase, știi? Da, e, dar asta merge, arcul merge. Merge, știi? Se vede că a fost folosită în regim... Dar na, volanul e normal. Era un plastic, parcă nu se mai folosește un plastic atât de moale pe volan acum. Din câte am condus eu pe mașinile mai noi, sunt plastice un pic mai tari. Spații de depozitare și Golful 5 avea chestia asta aici așa. Da. Ai văzut? Foarte spațioasă, să știi, foarte ergonomică. Puține mașini compacte din anii ei au spațiul ăsta la picioare. Observi? Așa e, da. Dar de la picioarele mele eu am loc în ea.
ceva le-a reușit în cine a avut ideea asta cu mânerul de ușă dat un pic în spate, nu cu prostia asta lungită până aici, cum e la 11.000 de mărci, inclusiv la alea premium, a avut o idee foarte bună. Și încă o chestie, da? Independentă pe spate la... Știu, la toate modelele. La toate, cât de cheală o fi, nici la A-clasul nou nu mai primești așa ceva. E tristă chestia asta că... Dar uite-te, mai ții minte cât de uzat era pedala de ambreiaj la... Uite-te. La asta e ok. La asta e ok, dar vrei să știi și de ce? A fost schimbat. Nu, n-a fost schimbat. Asta a făcut mulți kilometri în afară. În pedala, știu. Și nu... O țineai între a patra, între a cinci, așa era. Sistemul audio nu se aude extraordinar, dar uite, ăștia de Vodafone erau configurate cu climă. Ceea ce era o realitate. N-are scaune încălzite. N-are scaune încălzite. Și la asta, echipările care veneau pe România, mult slab dotate față de ce luau un nemț. Da, asta gândește-te că Vodafone a luat mai multe de ăștia pentru flote. Știi? Da. Dar uite, hai să zicem, climă nu mă așteptam să aibă, pentru, dar la noi, nu știu, am văzut multe care au climă. Am văzut multe de Germania, multe de Belgia, Olanda, care aveau aer condiționat. Da, aveau aragaz. Tot seama, într-o țară mai nordică, n-ai nevoie așa de mult de... N-ai nevoie. De 25 și de la englezi, la englezi, uite, la englezi, Kona, în echiparea cum am eu, nu vine cu climă, vine cu aciu. Știi? Oricum, marea diferență la sistem între o climă și un aer condiționat este la partea de rece, la pe aerul condiționat, adică o climă vei merge pe 22 de grade, plăcut 24, chiar aerul condiționat îți bagă 16 grade. Da. Poți tu să selectezi din ăla temperatura. Nu schimbă mult în gradele, știi, în sine. Aici sunt Nicolae Guță. Nu, e Nicolae Guță. E tovarășul nostru care doar a înviat. Și, uite, computerul de bord de la... Ia sunt curios de Pixel, cred că merge. Da. Și asta e varianta fără computer de bord. Deci atâta, cât ai, atâta vezi. 308.000 de kilometri, 25 de grade afară și asta e. Check engine într-adevăr nu e aprins, dar e becul ăla de, când merge becul ăsta aprins de lumini, că nu mai are lumini pe o parte, da. Dar, per total, la cât de uzată și abuzată a fost mașina... Nu își trădează kilometri, să știi. Bă, mai ales la scaun. Deci interiorul curățat, ăsta e un interior de 200.000 lejer. Nu știu volanul exact cum e, dar... Nu, volanul e mâncat rău. Cu volan schimbat și cu schimbător schimbat și curățată, 190.000 a ei. Lejer, da. Și mulți... Chinichigeria făcută, vopsită, corectată, polișată, o mai duce 3-4 ani. O mai duce și, na, ar vinde-o, s-ar vinde cu până, s-ar vinde asta, s-ar vinde cu 190.000 de kilometri adusă din, da. Adusă sau neadusă, știi? Aveți, asta e, la o mașină, la anii ăștia, parcă mai mult contează cum se prezintă și să n-aibă rugină, ca e marea cheltuială, da. Decât 190, 200, 300. Eu am început să mă saturi de, nu că să mă saturi de mașini noi, că îmi plac toate mașinile, dar, bă, pentru drumurile pe care le avem noi, bă, o mașină ca asta e ideală. Are rugină, e zgriată, nu-ți pasă de ea, dai puțin bani pe ea, o ții până pică și ți-ai alta, știi? Nu mai faci rugina, o duci la dezmembrări și la revedere. Nu... Eu am descoperit chestia asta mergând cu Touaregul. Știi, și eu am adeptul să am mașini mai noi, mai... Da, normal. În primul rând, cu Touaregul nu-ți va tăia nimeni calea. Nu ți se va băga niciun taximetrist în față. Normal. Poți să dai cu ea în orice groapă, nu mai duci grija, aoleu, stai că jantă, stai că anvelopă, stai că... Ai un sentiment așa de mergi cu un lucru sigur și chiar dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva din vina ta sau ia foc sau îi se dă foc, nu pierzi o avere, știi? Da. Să-ți iei unul nou și să pățești ceva. Ai văzut că au probleme cu farurile, intră, fac condens în ele. Uh-huh. La Audi scrie în manual, mi se pare. La Volkswagen a uitat să scrie, că e normal să facă condens. Dar știi că am avut Skoda Scala și Seat Leon la test. Amândouă. Uh-huh. Bă, amândouă aveau condens în farma și noi. Știu foarte multe mașini noi fac chestia. Dar... De ce? Nu știu. Bine, de ce? Faruri făcute pe la noi, picolo, picolo. Da, depinde unde sunt. Un lipici mai... Apropo, știi ce era asta? De calitate. Aia de ventilare în sus, prin chestia de acolo. Da, dar nu multe mașini au. Păi nu aveau, știu. Unele au spații de depozitare acolo. Și asta e blocată. Păi... Da, unele au spații de depozitare. Dar, na, aici e boxă, cred. Da, în care e difuzor acolo, da. Oh, nu, că stă, se duce bine. Uite, material ca ăsta nu găsești în Golf 8, înțelegi? Ia, hai, trece în spate. Vreau să văd dacă e loc. Nu mă mai dau jos. Pă, da, e loc. E loc. Hai că mă bag eu ca să fie. Asta e în spatele meu. Cred că mai e loc de un luci. Da, mai am loc, lejer. Bancheta nu e rea, destul de confortabilă. Am mai stat în golfuri. Tot așa, eram în București într-o seară, ne-am plimbat toată noaptea.
cu o tabletă, cu un OBD băgat într-un Golf 5 din ăsta, să avea o eroare. Bă, n-a găsit-o, înțelegi? N-a găsit-o. De buzunarele, mânere, raritate în ziua de astăzi. În spate, da. Și mânere. La șofer, uite. Da, uite, și n-avem cotiere. Golf. Și alarmă de fabrică. Alarmă de fabrică. Bam, bam. Și, ia uite, două cârlige pentru umerașe și în spatele lui Mihai, eu am loc. Și am loc bine. Cine a gestionat, când am scos generația asta de Golf 5, a fost o revoluție la Volkswagen. Mașina asta în față e mai mult loc decât în Touareg, care e cu câțiva ani dinainte, știi? Passatul de 6, nu mai vorbim de optimizarea asta a spațiului. Și alu-alu, lăsă culorile astea, deja, ai văzut că astea orice echipare îi face, orice trim level, orice, tot. Da. Nu are nimic, tot funcțional, totul la îndemână, totul scrie alb pe negru, ce e, ce nu e. În, și 6-le și 7-le continuă. Nu e mai, dacă te urci repede dintr-una în alta, nu știi ce model e. Așa e. Două chestii vreau să mai arăt. Deci, în primul rând, de obicei când Volkswagen lansează o platformă, o lansează pentru prima dată pe Golf, că aia e baza, știi? Dar când a fost lansată asta, pe Q35-ul ăsta, știi care a fost prima mașină prezentată? Yeah. Turanul. Aoleu. Turanul a fost da, primul. Turanul în 2003. 2003, înaintea da, Golfului, știi? Da, Turanul a fost o mașină iar foarte reușită, generația aia, să știi. Foarte reușită. Și au avut 2000 fără probleme. Prima serie de motoare de 2000 fără probleme. Pe urmă a venit la Passatul B6, au apărut cele cu probleme. Cele, știi? Cu probleme, da. Și, uite, aici avem scrumieră în buzunar, dar scrumieră de fabrică. E? Interesant asta, că pe partea dreaptă, pe partea stângă nu are. Deci au ales doar partea dreaptă să pună. Și acum hai să mergem să o conducem. Unde da. Vedeți? O să vedeți pe canalul la Automaster și va Mihai Popescu. Continuarea test drive o să-l vedeți la mine pe canal. O va fi pus o dată imediat în urma clipului, adică nu terminați pe stat de văzut că vine și ăla. Test drive-ul. Hai Popa, treci la volan. Stai că trebuie să zicem like, subscribe, share la toate canalele, da? Deci, mașini cu Luci Popa, Auto Vantage, Automaster Chef by Mihai Popescu. Atelierul de detailing. Atelierul de detailing. Mașini corecte. Pisici plimbărețe. Andy Popescu. Nu, Andy. Cel voinic. Așa. Și abonați-vă la toate canalele care vă plac și la toți YouTube-ul. Da, exact. Ne ajută foarte mult. Nu, chiar ajută. Cel mai mult ne ajută like-ul și distribuirea pe rețelele de socializare. Ca să schimbe un pic YouTube-ul. Da, algoritmul. Simte că se mișcă ceva. Un fel de sare în ciorbă. Un fel de benzină mai bună, știi? Hai să băgăm benzină în ea să mergem. Nu, Doamne ferește. Tot prin pistoalele, se poate. Bă, doar motorul n-a fost schimbat la asta. Păi totul a fost, înțelegi? Totul a fost schimbat la ea. Mută-te la volan. Hai.